Dragi sălăjeni, Marea Unire din 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești. Măreția ei stă în faptul că desăvârșirea unității naționale nu este opera niciun om politic, a niciunui guvern, a niciunui partid, este fapta istorică a întregii națiuni române. Trebuie să ne amintim că suntem români în fiecare zi dăruite nouă de Dumnezeu și să păstrăm vii în inimile noastre cuvintele lui Mihail Sadoveanu care spunea: patriotismul nu înseamnă ura împotriva altor neamuri, ci datoria către neamul nostru. Nu înseamnă pretenția că suntem cel mai vrednic popor din lume, ci îndemnul să devenim un popor vrednic. Doresc să vă felicit cu ocazia Zilei Naționale a României. Avem datoria de a păstra vie și a cinsti amintirea celor ce au luptat pentru unitatea și libertatea poporului român, precum și de a privi spre viitor cu optimismul, curajul și încrederea cu care au făcut-o și strămoșii noștri. La mulți ani, dragi români, la mulți ani, dragi sălăjeni!